Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre minciuna lui Robert. Este evident că dacă luăm ad literam ceea ce a spus Robert în gara de ar, a fost o minciună. Inițial a spus că nu-i place părul roșcat, apoi nu a mai recunoscut, când pe conexiune Radu a ținut neapărat să-l părească aici ce a spus el. Doar că acest gen de minciuni cu toții ne-a spus cuiva, când a făcut complimente de cum arată, de vestimentație sau alte lucruri de acest gen. Deși în sinea noastră consideram că nu-i stă bine. Aș încerca să precizeze după difuzarea materialului, cu acele cuvinte românești care îl cam pun în, încurcătură, că nu a vrut să fie dur cu ea și să-i spună direct că fizic nu o place. Dar toată lumea dorea să audă de la el neapărat să spună că a mințit, când el de fapt a încercat să explice de ce a mințit. Ciudat este că cel care încerca să-l dea de gol, că una spunea pe conexiune și alta le spusese băieților, era tocmai Radu care s-a despărțit fără să-i spună iubitei motivul despărțirii. Ba mai mult, făcând afirmații mult mai grave despre ce nu-i place la ea, decât faptul că nu-i place un păr roșu sau că iubita a înșelat cumva. Apoi, punând minciuni peste minciuni ca să acopere adevăratul motiv. De apreciat Ionuț care a înțeles exact ce s-a întâmplat și a precizat acest lucru chiar dacă era vorba de Robert, cel pe care el nu-l suportă. M-a surprins Aisa, sa cărei reacție nu am înțeles-o, ce vroia să-i o trântească mojicește că nu o place. Ar fi trebuit să spună, ok, am înțeles, nu sunt genul tău, mulțumesc că ai încercat să fii drăguț și acolo se închidea totul. Nu înțeleg ce a tot insistat să-i spună că ce are culoarea părului cu plăcutul. Are, așa cum și înălțimea care a spus că pentru ea este un criteriu în alegerea unui bărbat. Mai ales că nu a durat mult și i s-a pus un material unde s-a lovit de aceeași acuzație de minciună. Iată cât de ușor poți ajunge mincinos atunci când se dorește asta. Legat de acest aspect, consider că înseamnă că urmărește misiunea dacă te uiți la cel puțin câteva episoade săptămânal, că ai urmărit un episod complet și niște clipulețe, nu văd cum ar putea fi considerat că ai urmărit ceva ce se difuzează zilnic. Ce să mai spun că la final s-a constatat că și moderatoarea nu îl recunoaște o minciună, așa că este simplu dacă scoți din context niște afirmații și să le pui cum trebuie, sau să le montezi, să scoți o minciună din partea oricui. Cam atât momentan, până data viitoare, o duminică seara nemaipomenită vă doresc.